Începem cam târziu. Aproape 10 minute întârziere. S-a anunțat adunarea la 7, plecarea la 7:30 și acum e aproape 7:50. N-ai plecat nicăieri. Suntem mai mult băieți, dar mă bucur că sunt și fete. Unii au rămas în urmă, vor să demareze mai repede. Au rămas moldovenii la coadă, cu ucrainenii. Hai! Dacă ne vede miliția pe trotuar, am rupt cuiul. Coboară pe jos, a? Hai și noi. Pe jos. Masa cred că se face zeci de ani în orașe mari. De regulă, în ultima vinere a lunii, ultima zi lucrătoare a lunii, la sfârșit de program de lucru, și oamenii care participă la masa critică insistă că ei, că noi nu încurcăm traficul, ci facem parte din trafic. Nu știu de ce au trecut ei așa de vreme pe banda aceea. Pe banda aceea trece înainte de a coti, nu? Atât de vreme cum au trecut ei. Da, bine. Se poate și așa. Merge. Îți place să dai așa dezi din picioare? Mă mai desportesc. Dai cam răcoare azi. Ie. Cum era cântecul cel la muzicanților din vremea? De ce ai ieșit cu banda a doua? De ce ai ieșit cu banda a doua? Dar uite, se face reparație aici, n-ai cum să nu ieși. Ce faci? Ce vă cer? Vino să ne asfalteze pistele de biciclete. Băi, pe piste pleacă dracu de nenorocit. Asta arată ceva. Ce stă? Chitară, pana. Primorul? Care primorul meu? Nu are nimic, pana. Haide, mă. Hai, dă-i înainte! Hai, dă-i înainte!
accident în trafic. Critica București, aprilie 2023. În orașele mari din lumea largă, de regulă în ultima zi lucrătoare a lunii, la sfârșit de program, se iese la pedalată în grup ca masă critică. Bicicliștii și biciclistele organizați și organizate cer loc în trafic. Da, dar de ce nu mergem dacă e verde? Ca să ne adunăm toți, să nu ne separăm, suntem toți, da. Respectăm indicațiile semafoarelor, acordăm prioritate pietonilor dacă e doar zebra. Și revendicăm loc în trafic. Ucraina, unde vă duceți? El a uitat ce planetă trăiește. Asta e bicicleta și s-a bucurat. Da, da. Și amintiri de tinerețe când putea și el așa. Vezi că luna e deasupra capului. Hop! Păi nu, ne întoarcem spre centru acum. Încolo e centru deja. Da. Nu recunoști? Aici e stadionul național, aici e stadionul național, am ușeșim la Iancului. Mi s-a părut că tot am mers înainte. Nu, am cotit de câteva ori tot. Acum ne întoarcem spre centru. Da, data trecută noi am mers tot pe aici, doar că la generatorul la mare ne-am întors. A, nu, pe aia mic, dar mai fost verde. Sau la Pitești, la reeducare! Salut, salut, frumos!
Da, pa. Hai și noi. Hai. Mersi. Am prins și prima pistă ciclistică. O oră jumate de când pedalăm, pot să zic. Și am făcut vreo 10 km. Băi, musculițe o țetare, ce-a suptat, rămas la cârciul om? Calea Victoria, am prins pista de ciclistică. A venit domn primar?